Am găsit undeva următoarea povestire a unui ascet de mult. Mult m-am trudit și am lucrat, dar bani nu am adunat. Ceea ce îmi rămâne de obicei, împart totul la săraci. Însă odată mi-a venit următorul gând. Ce se va întâmpla când voi îmbătrâni și mă voi îmbolnăvi? Cine mă va ajuta și mă va dăposti atunci? Cu ce voi trăi? M-am tot gândit așa și am început să pun bani deoparte pentru zile negre. La început câte puțin din ostenerile mele, iar apoi tot mai mult, astfel încât am încetat cu totul să-i ajut pe ceilalți precum făceam înainte. Cu timpul mi s-a adunat un stoc destul de mare pentru zile negre. Și ce s-a întâmplat? Cum am gândit, așa s-a și întâmplat. Zilele mele negre au venit. Mi s-a deschis o rană cumplită la picior și nu am mai putut lucra. A trebuit să stau la pat și să caut ajutor la doctori. Dar mi-am tratat boala atât de mult, încât toți banii i-am cheltuit, iar ajutor nu am primit. În cele din urmă, doctorii mi-au spus, trebuie să-ți amputăm piciorul bolnav, căci altfel vei muri. Nu aveam ce să fac și am hotărât să mă lipsesc de picior, numai să rămân viu. Între timp, în timpul unei nopți, m-am răzgândit. Mi-am amintit viața mea de munca dinainte, când nu aveam niciun necaz, ci doar mă bucuram că din ostenerile mele le dădeam ajutor celor nevoiași, iar de mine parcă și uitam. Și am început să-i cer lui Dumnezeu ajutor, căindu-mă pentru faptul că mi-am strâns avere și am nădăjduit ca prin bani să mă izbăvesc de orice năpast. Și iată, mi se arată Îngerul lui Dumnezeu și îmi spune, unde sunt așadar banii pe care ți-ai adunat pentru zile negre? Eu am izbucnit în plâns. Am greșit, i-am spus, Doamne, iartă-mă, de acum nu voi mai face acest lucru. Atunci Îngerul lui Dumnezeu s-a atins de piciorul meu bolnav și dintr-o dată mi-a trecut toată durerea. De atunci am început să socotesc că este păcat să adun bani pentru zile negre. Pentru ce îmi trebuie când Domnul însuși se îngrijește de mine? Vă neliniștește situația exterioară și cea prezentă și mai ales cea viitoare, nu atât pentru noastră cât pentru familie. Dezvăluiți Domnului durerea pe care o aveți și rugați-vă să o osândească după voia Lui cea sfântă. Familia dumneavoastră oare nu este a Lui Dumnezeu și nu are El grijă de ea așa cum are de toți? A vă ruga, dar pentru aceasta nu este niciun păcat. Cine ne-a învățat să cerem în rugăciune pâinea noastră cea toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Nu se întristează când cerem și celelalte lucrurile vieții, lăsându-le totuși pe toate în voia Lui cea sfântă. Familia este crucea vieții capului ei. Răbdați, supunându-vă Domnului și făcând tot ce ține dumneavoastră. Lăsați totul în voia Lui Dumnezeu. Amin.